Ziua. Ne spuneți, vă rog, când momentul potrivit? Da. Stimați colegi, stimați cetățeni, bună ziua tuturor. Subiectul conferinței de astăzi, de presă, este un fenomen rușinos, un fenomen regretabil care nu doar afectează imaginea Republicii Moldova, dar aduce după sine sărăcie, hoție și tot ce derivă din aceste fenomene urite pentru orice societate, dar în special pentru Republica Moldova. Vorbim astăzi despre fenomenul contrabandei cu țigări, care în odată cu instaurarea guvernării lui Dodon a căpătat amploare, a revenit în forță și noi o să vă prezentăm astăzi datele statistice, dar și factologice, cum s-a întâmplat și se întâmplă, din păcate, acest lucru. Mai mult ca atât, performanța rușinoasă a guvernului Dodon este că s-a ajuns ca fenomenul sau contracararea contrabandei cu țigări și alcool să ajungă condiționalitate în relația noastră cu partenerii europeni. Spun că este rușinos această condiționalitate și anume guvernul Dodon ne-a dus la în acest hal pentru că în timp ce Uniunea Europeană, partenerii de dezvoltare vin cu ajutor generos condiționat de reforme și nu de alte lucruri, agende ascunse, guvernarea Dodon răspunde cu contrabandă care inundă piața europeană, dar în special piața românească, inundă România, ca un fel de răspuns, iarăși, la ajutorul pe care dezinteresat l-a oferit România de-a lungul timpului și în special acum, în perioada pandemiei. Mai mult ca atât, o să vedeți cinismul guvernării, în timp ce ar fi trebuit să se concentreze asupra gestiunii situației pandemice și tot ce derivă, dotarea spitalelor, celor din prima linie, polițiști de frontier, primării și așa mai departe, medicilor, vedem că preocupările lor sunt cu totul în altă parte. În cele ce urmează, am să-l rog pe domnul Rusean Vasiloi, șef al Poliției de Frontieră în cadrul guvernului Maia Sandu, să vă prezinte factologic, dar și statistic, cum a luat amploare acest fenomen rușinos de contrabandă cu țigări din Republica Moldova spre Uniunea Europeană. Dragi cetățeni, stimați jurnaliști, voi prezenta câteva date statistice, după cum a menționat și colegul meu, Igor Grosu, care reies din informațiile publice prezentate de către autoritățile din dreapta Prutului, dar și autoritățile din stânga Prutului, pentru a avea o claritate ce se întâmplă cu traficul ilicit de țigarete la frontiera externă a Uniunii Europene. Monitorizările noastre arată că în perioada ianuarie-mai 2020, autoritățile din România au reținut puțin peste 2 milioane de țigarete în valoare totală de 1.758.000 lei românești, ceea ce în leul moldovenesc constituie 7 milioane de lei. Toate aceste rețineri au avut loc, și reiterez acest lucru, în județele de frontieră a României cu Republica Moldova. Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Tot în această perioadă, autoritățile din stânga Prutului, autoritățile din Republica Moldova, au reținut puțin peste 400.000 de țigarete. O parte din acestea fiind reținute în interiorul țării, o parte în punctele de trecere a frontierei de stat și niciun caz nu a avut loc la frontiera verde. Total, în perioada ianuarie-iunie, adică 6 luni de zile, autoritățile
din frontieră au reținut, atenție, 5.320.000 de țigarete în valoare de circa 3,5 milioane de lei românești, echivalentul a 14 milioane lei din Republica Moldova. Dacă comparăm aceste cifre, ianuarie-mai și ianuarie-iunie, adică 6 luni, vedem că numai în luna iunie, autoritățile din România au reținut peste 3 milioane de țigarete. Asta pe timp ce criza pandemică era în desfășurare, frontierele practic erau închise, iar grupările care asigură traficul ilegal de țigarete activau bine mersi. Dragi cetățeni, vreau să mă readuc în atenția dumneavoastră cazul cu cele doi agenți economici din regiunea transnistreană, care în februarie acestui an au primit licență pentru importul de țigări. Ne aducem aminte că în perioada guvernului Mai Sandu toate aceste licențe au fost suspendate, iar după ce SIS-ul a intervenit cu anumite note informative prin care se arată că se precletează securitatea economică a statului, contrar acestor informări, autoritățile competente eliberează aceste licențe. Am făcut și o analiză comparativă pe ani despre numărul țigaretelor care au fost importate în această regiune. Foarte pe scurt, în 2015, peste 1 milion de țigarete. În 2016, 2 milioane. 17, 1 milion. 218, 3 milioane. 219, în perioada ianuarie-iulie, 1.700.000. Iulie 2019, februarie 2010, 0 țigarete importate de către agenții economici din regiunea transnistreană. Și atenție, pentru 4 luni a acestui an, în regiunea transnistreană, au fost importate circa 800 de milioane de țigarete, care au fost importate de către acești doi agenți economici. Este vorba de țigarete produse în Belarus și în China. Aici, aceste cifre nu includ traficul sau importul sau numărul țigaretelor adus de pe malul drept al Nistrului. Dragi cetățeni, sarcina noastră în această conferință de presă nu este numai să aducem aceste statistici, dar să spunem că guvernul lui Dodon, după câte vedem, nu face față nici crizei epidemiologice, nici crizei economice, ba mai mult, pe timp de pandemie, contrabanda este în creștere. Și asta ne îngrijorează pe noi. Ca și acțiune pe viitor, noi vom continua monitorizarea acestei situații și vom informa opinia publică la nivel național, dar și partenerii internaționali. Suntem la etapa de definitivare împreună cu colegii a unui proiect de lege prin care se va propune înăsprirea pedepselor pentru acțiuni de contrabandă, astfel ca acest flagel să nu mai fie încurajat de legislație, ba împotrivă. Toate aceste lucruri pot fi soluționate când există voință politică. Vom începe noi curățarea acestei clase politice, începând cu instituția prezidențială în toamna acestui an și alegerile parlamentare anticipate. E vremea oamenilor buni. Și în continuare vreau să mai readuc două momente. Ce s-a întâmplat și care sunt rapoartele în comparație cu mai 2019, când ponderea produselor din tutun provenite ilegal în România din Moldova constituiau 14%. Iunie 2019, atunci când guvernul, ministrul Ion Chicu, ministrul de finanțe, a semnat un ordin prin care se introducea accize specializate pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Iulie 2019, guvernul Maia Sandu adoptă acel proiect de lege prin care
se referea, care, sau care se referea la interzicerea duty free, noiembrie 2019, citez, pentru prima dată în ultimul deceniu, piața neagră a țigaretelor a scăzut sub 11% din totalul consumului. Atrag atenție, a fost guvernul Maia Sandu. Decembrie 2019, prin modificările la codul fiscal, se introduce că mărfurile pentru care nu se achită sau nu formează a fi achitat acciza, și asta se referă la agenții economici din regiunea transnistreană, și ianuarie 2020, ne îngrijorează saltul abrupt al contrabandei provenite din Republica Moldova, citat închis din rapoartele instituțiilor europene din România. Mulțumim, Rusian. După cum ați văzut din cele relatate, avem două perioade foarte clare, perioada guvernului Sandu și perioada guvernului guvernării Dodon. În acea perioadă, contrabanda s-a oprit, nu a fost înregistrate cazuri, datele astea nu doar noi le constatăm, cel mai bun indicator sunt datele oferite de partea română, de fapt cei care suferă de acest flagel. Ulterior ați văzut și dumneavoastră, începând cu luna noiembrie-decembrie 2019, ulterior în februarie, această schemă, dacă îi putem spune așa, de fapt este o schemă, revine în forță. Revine în forță prin eliberarea licențelor pentru două companii din Transnistria, pentru că schema este de mult cunoscută. Se fac importuri masive de țigări în regiunea transnistreană în cantități enorme care nu au nici cum să fie justificate prin faptul că sunt consumate în acea regiune, după care prin filiere și cu complicitatea instituțiilor din Republica Moldova, cu acoperirea politică a guvernării lui Dodon, sunt aduse către frontiera Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, România, și traversate pe teritoriul Uniunii Europene. Explicația este simplă, în opinia noastră. Dodon face bani din acest trafic, da, de contrabandă, bani care ulterior se folosească în campanie electorală, bani care acum îi folosește pentru pomenii electorale, pentru toate defilările care le face prin teritoriu. Cinismul guvernării lui Dodon, așa cum a spus și colegul, în iunie, în vârf de pandemie, atunci când trebuia să se preocupe toți, în special ei, cei aflați la guvernare, de gestionarea situației, ei se ocupau cu totul altceva, cu contrabanda de țigări. Ce voi face eu în calitate de membru a Comisiei Securitate și Ordine Publică? Voi cere audieri în cadrul Comisiei a instituțiilor statului responsabile de contracararea acestui fenomen și voi face un denunț la Procuratura Generală, oferindu-le toate aceste date pentru a da o apreciere, au făcut sau nu instituțiile responsabile de contracararea acestui fenomen tot ce le-a fost în putință. Pe final, repet, performanța negativă și rușinoasă a lui Dodon este că Moldova, din vina lor, a ajuns să capete această condiționalitate în raport cu partenerii de dezvoltare, o condiție care spune foarte simplu: încetați contrabanda cu țigări. Pentru că contrabanda cu țigări este benefică doar pentru Dodon, cum am spus, ea sărăcește familiile noastre și îi aduce bani murdari, prin care o să-și financeze campania electorală și pe toți cei care îl slujesc. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi bună!